Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Vreau să te gândești la o persoană din viața ta și vreau să vedem ce gândește acea persoană despre tine, ce simte, cum anume acționează în prezent. O să vedem puțin și viitorul. Cu da, ce va gândi, ce va simți cum anume va acționa față de tine, dar vreau să vedem și în general ce probleme are această persoană dacă este singură, dacă mai are pe cineva. În general, dacă e trist, e fericit, ce face în general? Hai să vedem. Începem cu partea generală, să vedem ce gândește. Wow, au, a început deja citirea. Bun, în primul rând, avem aici spânzuratul, o legătură cu Zodia Pești. Văd o persoană blocată, acest om la care tu te gândești, are niște probleme foarte mari. Nu găsește o soluție. Uite, nu găsește o soluție. Mai văd o legătură cu un scorpion, cu un rac. Are niște probleme această persoană, pe care or nu le spune, ori se află într-o situație în care are de luat o decizie și nu prea știe ce să facă. Hai să vedem wow asta nu știu e clar aici, deci ori o persoană căsătorită aici, ori e vorba de un suflet pereche, uh, mai văd o legătură cu zodia balanță și cu zodia gemeni. Uite, în momentul de față, această persoană trebuie să ia o decizie legată de un contract. Poate chiar are două contracte cu două firme diferite sau e o persoană care se preocupă foarte mult de casă, de familie. Văd aici o soluție, da? o veste de pace sau își dorește foarte mult să își rezolve aceste probleme. Însă, uite, are de luat o decizie și nu prea știe ce să facă. Poate discutăm de o persoană care vorbește da, foarte încet sau o persoană care evită să comunice. Hai să vedem ce e în inima sa. Deci momentan e prins aici. Oricum văd că a primit o veste bună sau primește o veste bună în legătură cu o situație. Ce simte? Păi uite, în primul rând văd aici un nou început în inima sa. Uh, poate să fie vorba de o dovadă pe care vrea să o ofere cuiva sau faptul că în sfârșit îi se stabilizează mai mult sentimentele. În sfârșit, își dă seama pe unde ar trebui să meargă. Și, uite, văd că este foarte teamă, se simte foarte obosit din punct de vedere emoțional. Patru de monede, tocmai pentru că este sigur pe sentimentele pe care le are, în general, deci nu este o persoană care să spună ceva și să facă altceva, însă, văd că, pe de altă parte, este cineva care foarte greu, dar foarte greu ia o decizie. Are acolo ceva în mintea sa. Uite, are niște probleme. O conexiune cu un capricorn, niște dependențe. Hai să vedem ce face în general această persoană. Wow! Bun, păi în general această persoană uite este o persoană impulsivă, cineva care nu are răbdare, care acționează foarte, foarte rapid aici. Poate să fie o persoană care stă mai mult singură, sau o persoană care este pe cont propriu, mai văd aici, dar văd că în momentul de față are tot felul de surprize legate de bani sau legate de o problemă de sănătate. Da, pajul de spade, 6 de bâte și uite, încearcă pe cât posibil să ajungă la o victorie. Poate chiar e cineva căruia este teamă să fie singur. Are niște surprize neașteptate aici, uite, din partea unui copil sau într-o situație anume. Încearcă să rezolve ceva, mereu face drumuri neașteptate, e o persoană care momentan să știi că este tristă, și încearcă să caute o soluție la o problemă și o găsește. Da? Dar e ceva legat de un drum, e ceva legat de o mutare care îl pune așa pe gânduri. Bun, hai să vedem față de tine ce gândește în legătură cu tine această persoană. Bun. Lumea și cu cinci de spade. Păi această persoană gândește că ori tu Ești nedrept sau nedreaptă cu el sau cu ea, ori e o persoană care nu vrea să te piardă, da, lumea vorbește de o încheiere karmică și de o legătură cu zodii fixe, taur, leu, scorpion, vărsător, e o nedreptate aici pe care această persoană simte că ți-o face, se simte nedrept, se simte vinovat pentru, pentru ceea ce face aici. Nu vrea să te piardă, da, nu vrea să lase. Și uite, e puțin supărat pe niște vorbe pe care i le-ai spus în, în cât de curând, în trecutul apropiat. Sau nu-i convine ceva legat de o schimbare, de o mutare. Și uite, a, îți ascunde să știi niște secrete, sau poate chiar apelează la zona aceasta ezoterică pentru a găsi un răspuns, pentru a găsi o soluție. Se simte foarte bine alături de tine. Regina de monede, Marele Preot, o legătură cu un taur pentru unii. Se simte foarte bine alături de tine, te respectă foarte mult. Dar uh, nu prea știe ce face. Da? Și uite, să știi că se gândește la faptul că îți ascunde niște secrete aici, legate de o călătorie sau secrete legate de o încheiere. Da? Uite, nebunul în inima sa are sentimente foarte profunde față de tine. Pur și simplu nu a mai simțit așa ceva niciodată față de nimeni. Își dorește să facă tot felul de lucruri nebunești împreună cu tine. Se simte foarte atras de tine. Uite, parcă îi se pare totul ca o nebunie totală. E foarte stresat, e foarte gânditor. Îi e teamă, da? pentru că uite și-a făcut niște iluzii, și-a făcut niște planuri, a crezut că lucrurile vor sta într-un anumit fel, dar se pare că lucrurile nu sunt așa. Da? Asta e foarte interesant. Parcă nu poate să controleze da, ceea ce are pe aici. Ia să vedem. Uite, se gândește foarte mult la niște vorbe pe care îi le-ai spus, i-ai spus tu ceva, ați avut aici ceva de împărțit, ați comunicat. Uite, în legătură cu o situație în care această persoană trebuie să se împartă între două locuri de muncă, două persoane, e vorba de o mutare, mai văd o legătură cu zodia rac și hai să vedem față de tine cum anume acționează ce face față de tine. Bun. Regina de spate, păi să știi că își cântărește, se gândește de două ori înainte să vorbească, da? Încearcă să-și clarifice situația, încearcă să-și rezolve o problemă. Văd aici o legătură cu un vărsător, da? Probabil vrea să facă ceva nou în legătură cu relația ta. Uite, eremitul, o legătură cu zodia fecioară, mai văd. Analizează foarte intens cum anume ar putea să închidă un anumit lucru. Și în momentul de față, să știi că această persoană vrea mai mult să fie singură, vrea mai mult să. Uite. Să știi că nu-ți spune tot ceea ce simte. Se simte blocat aici, uit blocat. Și e ceva legat de o sărbătoare sau ceva legat de un eveniment important. Hai să vedem aici exact ce secrete ți ascunde. Mai vreau o carte din acest tarot. Wow! ă. Uh, îți ascunde, uite, roata de sinului și cu judecata, ceva legat de o decizie importantă pe care deja a luat-o. Da? Care deja a luat-o și anume să abandoneze ceva, să închidă ceva. Ia să vedem și tarotul celălalt ce îți spune. Ce secrete ți ascunde aici? Ce secrete ți ascunde? Ce trebuie să știi? Uite, niște secrete, nu știu, ori e supărat și nu-ți spune acest lucru, e foarte trist aici, ori e o persoană care, uite, are niște probleme cu banii, da? E vorba de niște minciuni pe care le-a spus mult timp sau... Uh, poate nu se simte apreciat, da? Uite, Aici sunt niște probleme, uite, cu o persoană mai în vârstă, poate din familia lui, poate e o prietenă, poate e ceva legat de locul de muncă deci Sunt niște probleme aici pe care încă nu ți le spune Uite și e ceva legat de o pierdere, poate este teamă să mai spune ceva pentru că te poate pierde, știu eu Uite, nu ți spune de niște probleme foarte mari pe care le are, să știi. Hai să vedem în viitor ce o să gândească, ce o să simtă, ce o să facă în legătură cu tine. Ce o să gândească? În primul rând, hai să vedem. S-a întors o carte, Soarele. Uite. Wow. O legătură cu zodia Leu sau cu zodia Berbec. Păi uite, în viitor va fi foarte bucuros în legătură cu tine, da? Foarte bucuros va încerca, uite, să-ți pregătească ceva, să te vadă fericit, fericită. Și uite, în viitor văd aici gelozie din partea acestei persoane. Gelozie sau ă, va simți pe de o parte pasiune, iubire, pe de altă parte... Va simți că e în plus, nu știu, ia să vedem, patru de spade. E ceva legat de un concediu aici sau ceva legat de o vacanță, de o așteptare. Îți va pregăti ceva, nu știu, ia, în inima sa, uite, 10 de spade, asul de băte, regina de cupe. O legătură văd aici cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Aici, în inima sa, în viitor, să știi că își va călca pe inimă și va lua o decizie, dar va și suferi, repet, va și suferi. Pentru că acest nou mod prin care el sau ea alege să acționeze, îl va agita. Deci, aici, oricum, va lua o decizie și va încheia ceva. Își va călca pe suflet. Hai să vedem, față de tine, cum va reacționa. Uite, îl văd că te privește de la distanță sau își face niște planuri cu tine pe un termen mai lung. Uite, te invită undeva. regele de monede, marele preot, pajul de băte, da? și o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar văd niște planuri stabile pe care le are în legătură cu tine pe un viitor mai îndepărtat. Și mai văd niște lucruri foarte frumoase care se întâmplă între voi, ori în preajma sărbătorilor, ori în preajma unei zile importante, mai văd aici și uite câtă bucurie, da? foarte multă bucurie. Vreau să clarific puțin. Uh, agitația asta din mintea lui sau din mintea ei. Da. Să știi că discuții în contradictoriu vor mai exista sau. Teamă din partea acestei persoane, gelozie, nu știu, uite și văd și supărare, da, supărare în legătură cu un copil sau supărare în legătură cu cineva care vrea apreciere, da? are, are pe cineva care îi face probleme. Asta pot să spun clar. Da? Uite, și văd că totuși se va gândi foarte intens la ceva serios, da? la ceva serios pentru că uite, eu văd aici clar o rupere, o rupere legată de un contract, ți-am zis, ori pe muncă, ori o căsătorie, ori o înțelegere pe care o are cu cineva. Și ia să vedem ce se închide, că se închide ceva în inima lui sau în inima ei, depinde. Ce se închide? Uite, ceva vechi, ceva vechi, o relație veche. Ceva ce a gândit. Uite, o întâlnire și uite, o să o, uite, o, o surpriză foarte mare pe care o are aici omul ăsta. Uite, legată de o casă, legată de un contract, uh, poate chiar ideea aceasta, eu știu eu, de a vă muta împreună sau de a face tot felul de activități. Dar uite, să știi că va sta alături, va sta alături, va încerca să lăsați ca lucrurile să funcționeze. Dacă ești femeie, vezi că tu speri la ceva anume și nu se întâmplă recent, da? dar această persoană o să încerce să rămână alături de tine, să-ți dovedească fidelitate, iubire, afecțiune. Uite, e vorba de o călătorie îndepărtată aici care o să vă ajute foarte mult. sau de un drum pe care o să vrea să-l facă față de tine, uite, cu multă pasiune, cu iubire, poate să fie un drum într-un loc nou, de ce nu, poate să fie un loc sfânt sau un loc special. Foarte interesant. O să vrea să încercați lucruri noi, să vă distrați ca niște adolescenți uite apare un nou început. O bucurie neașteptată pentru tine aici. Da, deci această persoană are niște probleme foarte mari, da, ori voi vă certați dintr-un anumit motiv, ori are pe cineva. Da? Și are probleme, pentru că uite, oricum un nou început legat de niște acte legat de un contract de o căsătorie de o casă, oricum apare aici. Bun dragilor, acestea au fost previziunile de această dată, eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi sau te invit cu drag la previziunile pe Zodii de pe celălalt canal de YouTube. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.